Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit acasă la Barbie. După cum vedeți, casa noastră nu mai este roz. A apărut un bug. Deoarece a fost o eroare și ni s-a stricat tot. Iar eu, cu o adevărată gameriță, a trebuit să intru aici și să refac o grămadă de lucruri. Dar cred eu că le-am făcut mai bine și cred că va trebui să dau așa un mic tur. Dar uitați-vă că... Stai puțin că n-am terminat așa de vorbă, du-te afară. Femeia se grăbește tot timpul. Ideea este că a fost un bug și am contactat pe aia care a făcut jocul și mi-au spus că le pare rău și uitați seama cât de bogați suntem în joc. Da, sunt foarte, suntem, Barbie este bogată. Și, da, și avem și toate skill-urile la maxim. Da, asta e super mega genial. Și Cristina o recumpăra casa lui Barbie, geamurile, nu știu dacă le-o șterzi. Dar și... nu mai este roz, după cum vedeți, va trebui să-i facem nici grădina aia superbă, nu mai aveam. Uh-huh. Oricum arată super mega bine. Deci arată ce ai făcut tu, arată ce ai făcut, ca să vedem mai clar-o. Da, uite că se vede. Hai să vede și fără. Okay. Deci, haideți să vă arăt aici. Iau telefonul închis, ok. Deci, sunteți pregătiți? Și-o modificat, Cristina, că trebuie să refacă, că n-am avut nici casa. Aici este dressing room-ul. Ah, de mine. Zic eu că l-am îmbunătățit, adică, ia uitați, stai să închidem ușa. Am păstrat același dulap, super mega șmecher. Am pus aici colciorul lui Barbie, vedeți? Aici Felicia își ține machiajele. În cutii. Machiajele sau extensiile. Mamă, dacă scade pe picior extensiile? Dacă scade pe picior vaza aici aia... Aici m-am gândit că ia cu prietena ei un fel de id, dar de fapt ne prefacem că e b, știi? Uh-huh. Aici e oglinda, se vede înainte să plece din cameră. Sigur, desigur. Aici este colciorul ei de machiaj. L-am pus aici, m-am gândit eu că arată mai bine. Sau colciorul de rai pentru femei. Colciorul de rai. Am pus exact același lucru, are doar priză. Că l-am pus aici. Mm. Deci cum era și înainte, doar că am pus aici și m-am gândit și că cana, să pun că și... abia ceai. Da, m-am gândit să-i pun și lumină când se machiază. Și am găsit canapeluța asta roz. Nu știu de cum atunci n-am găsit-o. Și ia uitați cât de cute am pus-o aici, cu covorul roz și ăsta fotoliu. Și cam ăsta este dressing room-ul. Aici aș ține machiaje de sus până jos. Aici aș ochi, da, nas, gură. Are în cutii, nu mai trebuie și acolo. Da? Și aici cred că este pentru păr mai degrabă. Și aici aș ține hainele. Deci ăsta e dressing room-ul, da? Deci să înțeleg că... Deci de ce are canapea și fotoliu? Păi poate obosește de la atâta machiaj, se mai relaxează și ea puțin. Și cheamă fata, hai fata la mine să ne machiem. Da, și vorbesc aici în timp ce se machiază. Asta am schimbat-o așa puțin, dar cred eu că am îmbunătățit-o. Da. După, închidem ușa, să vă arăt salonul. L-am păstrat la fel, doar că am mai găsit chestiile astea două, ia uitați. Deci, ce vorbești? Asta vezi, strigă Barboză. Nu vezi că ai pus în cutia acolo toate lucrurile? Da, și aici am pus eu pentru că mi s-a părut super cute. Știți că a rămas de data trecută să decorăm. Și m-am gândit eu așa în liniștea mea, fără Felix, că el de obicei... Eu ce? Comentează. Cu ce comentezi? Că e prea roz? Da, și l-am pus așa frumos. Efectiv, cum a dorit sufletelul meu? Și vreau să-mi scrieți dacă sufletelul meu a dorit bine. Am gusturi, deci e bine, nu? Am păstrat exact aceleași lucruri, canapele, măsuța, tablou. Și ăla de jos e roz. Da, am găsit mai bine, eu zic că se potrivește, nu? Așa, și după să vă arăt aici dormitorul, am pus același pat, noptierile cred că le-am pus altele, i-am pus același... Și ursul roz. Da, am găsit ursulețul ăsta, vezi? Atunci nu l-am găsit. În principiu am făcut cam la fel, cred că 90%. Dar geamurile lăsam murdar, la că îi place și... Nu, Felix, sunt geamurile scurate, da? Ce știi tu. Și am pus aici un birou, pentru că, na, uite, aici și-a pus ea... Extensiile de zero. Extensiile, da. Și multe chestii, vedeți? Asta se închide ușa, uite. Deci eu zic că e super cute, am făcut treabă bună, am pus și lampă, în caz de Barbie vrea să citească vreo carte de aici, dacă vrea să-și fixeze părul, are iarăși oglindă să se vadă. Eu zic că am făcut chestii super duper faine. Arată bine. Baia nu este făcută, deoarece o să o facem împreună. Și Barbie unde se duce când nu mai poate bea efectiv când sare în sus? Se duce la vecini. O să o facem împreună, baia. Dar acum haideți să facem bucătăria, ce ziceți? Ca să terminăm aici salonul. Barbie gătește? Sau numai ceai? Barbie gătește sandvișuri și ceai. Ah, am crezut că salată la cum e de... Și salată, bineînțeles, salată. Haideți să vedem aici ce dăm la furniture, nu, dăm la kitchen, nu? Și să vedem aici, am uitat așa puțin și am văzut eu o mobilă de bucătărie, dar nu mai știu exact care este. Uite, cred că asta. Sunteți pregătiți? A, să nu faci pasta roz! Sunteți pregătiți? Ai, Cristina, tot faci roz, uite și tu. Dar, gata, acum e și mai roz. Are și blaturile roz, uite, poți să le faci albe sau gri. Sau negre. Sau roz. Sau negre, cearcă negre. Negre. Wow. Roz, Felix! Negre le faci tu lui Ken, dacă vrei. Ken pare genul care nu prea are multă minte. Ce ziceți să-i facă Felix o casă lui Ken albastră, toată albastră? Nu, că pare din ăla care... Am unde genul meu. Ia uitați, ziceți voi dacă chestia asta nu țipă Barbie. Deci eu zic că e Barbie.
Să o punem aici așa. Nu știu cât, asta e Barbie toată cât ziua. Cât luciu are. Are luciu, nu? Stai să vedem, am pus-o bine? Mamă, de ce uitați? Aici Barbie își face salată. Da, și ceai. Ceai. Hai să vedem dacă găsim un frigider. Parcă știu că erau niște frigidere rez. Electronic equipment. Poți să-i frige. Uite. Asta-l vrei? Mai unul lângă. Cu alb sau cu roșu? Mai era încă unul lângă? Asta. Hai să vedem ăsta, dar nu știu dacă intră. Oare intră? Unde ce să pui? Fie, cu alb sau cu roșu? Cu alb, ca să mai vadă și o linie de umanitate. Hai să zicem aici, dar nu știu... Nu-mi feresc, că vine până în ușă. Nu? Păi alb pe la mic. Hai să-l punem pe cel mic. Totuși Barbie n-are nevoie de așa, de frigider de mare, nu? Uh-huh. Cât un băț. Așa. Pentru că la salată nu-ți trebuie mult în frigider. Așa, l-am pus bine? Mhm. Uh-huh. Hai, ce cute-i. După, hai să punem o hotă ca să nu se ducă aburii salatei. Aburii salate. În living room. Care a mâncat cineva salată fiartă? Salată fiartă? N-am mâncat. Unde găsim mai la bucătărie? Hotă, parcă am zis înainte. Kitchen. Uite, hotă. Prima. Prima? Vrei să o punem pe prima? Nu, prima e hotă. Nu știu care pui. Parcă mai era încă una. Nu, hai să o punem pe asta. Dar nu cred că există și hotă roz. Mă, păcat că nu există hotă roz. Uite, știu, asta e destul de barbicească. Două mai sus. Asta o punem aici, ca să mai punem aici și niște dulăpioare. Așa. Și hai să mai punem totuși unde mai și așa masa, nu? Hai punem o mică parte de bucătărie. Să vedem ce chestii mai sunt pe aici. Găsim pe aici niște chestii faine. Poate mai găsim ceva, poate mai avem noroc și mai găsim niște chestii roz. Pentru că tare bucuroasă am fost când am văzut roz! Nu. 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 Da! Nu. Nu, asta așa cu asta așa. A, nu! Ce ziceți, cocoligilor? Oh my god, cantina roz, nu! Uite-și pe dedesubt e roz! Nu! Hai să o punem! Mama mie, dar asta stai să văd cum o punem. Înțeleg că pe Barbie dacă o tai și sânge roz iese. Da, fele, uite, o punem așa. Hai să o punem așa. Să vedem dacă avem loc să mai băgăm și niște scaune. Oare o mai avem loc? Așa, deci ce părere aveți, cocoligilor, că am găsit? Uite, ăștia deja sunt fericiți cumpărătorii, dar nu le-o dă. Bă, asta e pentru Barbie, nu e pentru voi. Nu e așa? Sunt oameni care cumpără atâta roz. Cred că da. Hai să găsim și niște dintre alea scaune. Unde sunt? La furniture, la chairs. Ia să vedem dacă găsim scaune roz. Hai de viață. Ăsta e roz, nu? Dark glass. Arată glos, dar zice că e dark. Nu e roz. Hai să vedem. Ba, ei. Nu. Uite, știu, un fel de roz. Mă, hai să le punem pe asta aici. Să vedem. Și mai luăm încă unul. Eu zic că e cute, Phoenix. Uite și tu, deci eu pe bune când m-aș muta aici, mi-am pus și eu fundiță în cap ca să fiu ca Barbie. Am apucat durerile dacă aș vedea atâta roz. Hai să punem un ceainic și va trebui după aia să decorăm bucătăria. Dăm la other, parcă pe aici, nu? Oare nu este cuș de gunoi roz? Nu este. Hai, chestia asta este roz. Nu e roz, dar hai să punem pe alb. Ce, Felix, tu te bucuri? Cum să nu mă bucur, atâta roze. Hai să punem aici. Mamă. Deci să-i punem ceainic dintre ăla, nu? De făcut ceai. Dacă bea ceai. Unde este ăla de făcut ceai? Barbie, unde este? Găsim? Uite asta. Bă, ce păcat că nu-i pe roz. Nu ne lasă să-l punem pe aragaz. Îl punem aici atunci. Și să-i punem și unde dintre ăla de cuțite. Știi, uite, dintre ăsta. Ce păcat că nu sunt roz. Și ce tai cu cuțitele? Ce tai cu cuțitele? Uite, le punem aici lângă frigider. Își taie salata. Deși aia se rupe cu mâna. Ce mai găsim pe aici? Ce mai putem să mai punem? Ăsta nu există roz? Nu. Aha. Există. Atunci nu-l folosește. Dacă nu e roz, nu-l folosește. Cuțit. Ceas. Cană. Hai să luăm căni. Va trebui să punem, ce zici, punem un raft? Și să punem multe, multe căni colorate? Dacă bea din cană. Am crezut că bea din palmă, că mâna e roz. La kitchen. Hai să vedem, uite, dintre ăsta. Bă, nu-i pe roz. Ce ziceți, cocolișilor? Vreți să facă Felix casa lui Ken al no. Hai să vedem dacă putem să punem aici căni. Dăm la other. Unde sunt cănile? Haideți. Parcă erau pe aici, nu? Nu știu. Uite aici.
Ce culori punem? Roșii? Hai să vedem. Intră? Da, du-le de pe masă. Intră, intră. Ca să ușor. Să mor pe masă? Da. Oh, dar mi le pune numai la... aici, la bază. Păi și? Era frumos să punem mai multe. Merge și deasupra, cred. Merge și deasupra? Da. Uite că nu merge. Dă-mi sus. Știți voi cum... Da, ah, dar merge. Stai să vedem. Dă-o mai sus, mai. Ia cana. Ia cana, ducana. Nu, adică ieși de aici și nu trampă în magazin. Ok. Hai să vedem. Buy many? Nu, buy... Da, ok. Așa. Mai înainte puteam, nu? Nu, n-ai înțeles. A, uite. Nu se poate, Felix. Ba, merge. Dă mai sus. Nu merge. Nu, hai să punem pe raftul de jos atunci. Punem așa. Are doar 3. Doar 3 are. Ce mai pune Felix? Ce mai trebuie? Covor. Covor! Sau punem aici o bucățică de gresie? Nu știu. Ia să vedem la... unde? La flor. Hai să vedem la floor tiles. Ăla nu-i roz. Asta nu-i roz, dar oare merge? E moav. Să încercăm? Că nu știu, ce e ce Barbie? Dar e Barbie, dar nu-i roz. Hai să vedem. Eu nu gătesc în bucătă asta dacă nu-i roz. Da, dar după aia punem alb sau alte chestii, că n-avem. Uau, cum s-a auzit. S-a aud de sunetul. Mamă, ce barbicios este totul. Ce ziceți, dă bine? Dă bine, Felix? Se cheamă infart de culoare. Parcă ar fi bine cu niște alb totuși, nu? Hai să mai încercăm. Poate punem alb și punem un covoraș roz. Ia să vedem chestia asta. Da, stai cu negru. Alb cu reg negre. Dar e clasic. Ia să vedem. Dă mai bine? Parcă dă mai bine. E mai cu gust, frate, și se potrivește negrul ăsta de aici cu negrul ăsta. Îți place? Eu de atâta roz nu mai văd altceva, alte culori. Cred că Felix nu mai vede bine de la atâta roz. Hai să vedem la aici. Ce dintre ăsta? Pune dintre ăsta? Să ne fie frig? Aia, nu e așa mic. Bă, nu-i chiar așa de fain. Lăsăm fără covor. Stai să vedem doar dacă găsim unul rotund. Îl punem? Îl punem ca să-i fie călduț la picioare lui Barbie când spală vasele și când gătește. Și trebuie să-i punem și o plantă. Ah, poate mai găsim o tigaie din aia. De plantă să-și facă salată. Da, haideți să-i punem plantă să-și facă salată la decorations. Asta avea cu roz, ia uitați. Ce plăle, nu pui roșii. De ce, erau cu roșii? Oh, pare puțin ofilită. Nu, Felix, Barbie șudă florile. Hai să punem aici, așa. Ce zice? Ce zic, arată cute asta bucătăria lui Barbie. Dar n-are bec de bucătărie, că Barbie trebuie să vadă bine. Ai dreptate. Hai să vedem lamps, ceiling lamps. Și să vedem ceva cu roz. Ia uite-te! Nu, ăsta e roșu. Dar cred că merge bine, ia să încearcă vedem. Încearcă și pe aia să vezi dinainte. Vrei să încerc și pe asta la altă? N-ai dat măcar pe ea. Asta? Da. Ia să vedem, să vedem ce o să iasă. Ce ziceți? Arată fain? Ieși din cameră și intru din nou. Ieși din cameră și intru din nou. Dar n-am apăsat aici ca să se deschidă. Ia uitați! Este destul de barbicios și delicios? Cam... Ce mai putem să mai punem, Felix? Ușa aia, arată de parcă de la ușa cortului. Hai să schimbăm ușa, da. Ușa de la ușa cortului? Mhm. Mamă, deci ce încântată sunt. Așa. Și hai să vedem să punem o ușă la... Unde era? La door. Doors and windows. De care ușă? Albă. Albă, dintre asta, nu? External. External? Asta. Ce era chestia asta? Jaluzea. Ah, ok. Hai să vedem cum o punem. Cu chestia care bate în exterior. Da, asta în exterior. Uh-huh. Dar nu ne bate nimeni la ușa asta. Asta e ușa din curte. Pune din exterior ca să vezi cum pui bine. Sau nu, pune din interior. De aici, cred că. Mai. Vinos. Mai spre mine. Nu, cum vrei tu. Așa trebuie. Așa trebuie. Că așa era pusă. Ok. Păi nu, uite, cum vezi cum vine. Cât de bine arată! Și parcă era pe cea vreo tigaie. Ia să vedem dacă găsim pan. Aici. Auzi, dar la geam noi nu punem nimic? Nu. Lăsăm așa la geam, la bucătărie. Păi ce vrei să pui la geam? Nu, nu-i pun nimic, poți să vezi dacă îi place o draperică. Așa, ce mai putem pune noi pe aici? Hai să-i pui cârpă de geam roz. Stai, era, ai dreptate. Aveam niște prosoape pe aici. Nu mai pui de draperică. A, nu? Dar stai să vedem dacă îi punem asta. Era așa altă culoare. Era așa albă, dai să vedem. Grey. Se poate pune pe aici? Sau Barbie nu gătește? Nu, nu o punem.
Noi o punem. Barbie nu mănâncă din oală. Uite prosoape ce culori sunt. Stack of towels. Ăsta sau ăsta? Pune de pe ăsta și poți în culori la toate. Punem toate roz. Ai de viața mea. Noi punem unul alb înăuntru ca să vadă. Ba nu, toate roz. Sandwich. Dar le punem așa? Ce? Uite, le punem pe așa. Se șterge pe mâini, nu se spală pe ea, se șterge pe mâini. Bine, le punem unde le punem? Nu, le punem aici. Ok. Așa. Și aici cred că trebuie să vedem la other, să vedem ce mai are. Nu pui doar draperia? Vreți, hai să punem draperia. Că de exemplu, dacă vede pe cineva când gătește salată, e rușine după aceea, se emoționează. La walls? Nu, la windows. La doors and windows. Curtains and blinds. Trebuie dintre asta mică. Nu, aia de sus. Da, aia. Asta, da. Short și narrow. Da. Ce culoare? Ultima ții, brăz. Asta nu e Felix, asta e de tehnic. Nu, e bună asta pentru Barbie. Hai să o punem albă. Nu. Și în camera altă hai cum ai? Hai să o punem așa. Hai să o punem așa, dar nu știu dacă merge. Merge! Și în camera cum ai? Tot așa. A, nu ai. De fapt, nu, stai să se punem ca acolo. Are dreptate Felix, să se potrivească. Că doar Barbie arbe are gusturi. Așa. Deci îmi place atât de mult seria asta cu colegilor. Eu m-aș muta aici în casă la Barbie, Felix. Vii și tu cu mine. Dar nu în camera asta. Nu în camera asta, dar în care? Că toate sunt roz. Fac baia cum vreau. Ce cute arată. Ia uitați cum se asortează lustra cu draperia. Vedeți? Auzi, da. Ceva? Aici nu pui ușa în spate al bucătăriei. Unde? Aici? Mm-hmm. Nu, lasă așa să fie open space. Ce e, ziceți? Și un covor aici nu mai pui la ușă. Ba aici, da, nu, aici am internat holul. Aici? Aici nu, ca să circule spațiu. Să circule aerul? Circula aerul. Să vedem ce mai putem pune aici, niște chestii decorative. Auzi, dar poate poți să-i pun niște prosopele dintre alea pe etajera aia. Ia să vedem. Oare putem? Ia. Cerca să pui prima oară. Toate roz. Nu știu dacă merge să pui. Nu cred că merge, că nu-i făcut jocul să pui ceva. Nu, nu-i făcut ca să punem. Măi, ce mai putem să mai punem aici la decorații? Uite, hai să punem farfurie. Îi punem pe roșu, că n-avem. Punem aici două. E farfurie mică, știi, small, pentru Barbie și pentru prietena ei. Mm-hmm. Punem aici. Da, ele nu mănâncă din palmă. Și le punem o lingură. Comună. Nu, Felix. Uite așa. E mare. Așa. Și poate și amigdale pe ea. Așa. Și ce le mai punem? Am văzut aici și furculiță. Dar nu știu dacă putem să... O, cană. Nu, că le-am pus deja sus. Ce mănâncă cu lingura și cu furculița? Salată. Când... O, hai să punem un dintre ăsta, cu ăsta spală ea vasele. Barbie spală vase? Da, uite, punem aici, punem așa, cu ăsta spală ea vasele. Așa, ce ziceți, arată bine de spălat vasele? Mamă! Pentru, stai să-i punem mai drept. Uneori se mai spală și pe cap cu prietena, e una lângă alta. Nu, aia la baie. Ce mai putem totuși să mai punem? Am văzut aici jos, dintre ăsta, prosopel dintre ăsta de bunică, uite, hai să-i punem așa. Ia de-i patria. Asta? Arată mai bine așa? Oare merge? N-arată ciudățel. Poți să pui și mov, poți să pui și mov. Hai să punem violetul ăsta, mai... ca să iasă în evidență. Felix știe. Mai păzat roz. Uite așa. Acolo. Ăla n-arată prea bine, dar măcar este roz. Eu cred că ar fi dat mai bine dacă pereții erau altă culoare sau alb, pentru că este în evidență. Și vrei să facem aici alb? Partea asta doar. Dar mi se pare că ar da mai bine. Hai să vedem ce culoare putem face partea asta de bucătărie. Are white. Dreptate. Walls, paint. Ia să vedem. Dar totuși alb. Pe ce are albul? Nu știu. Pe trebuie deschis ca să vezi. Sau pink mist. Sau... Vrei alb? Că albul ăsta pare așa un fel de... Încearcă pink mist atunci. Sau pastel pink. Albul ăsta e așa, pare mai grizat. Din câte țin o minte. Ia să vedem. Cum arată? Dacă Felix are dreptate, va trebui să facem toată partea asta de bucătărie. Cred că arată destul de bine. Nu? Era prea închisă culoarea aia. Da, mai este barbicios, dacă este așa. Păi da, ce ăsta, cealaltă care îl puneai tu era mov. Era magenta. Și magenta nu-i mov. Păi pe sus. Fac pe sus? Așa. Dar ce hot are Barbie asta. Pare destul de bărbească hota, nu? Mhm. Dar oricum frigiderul este senzațional cu fluturaș. Și ăsta îi fac așa până aici. A? Și aici așa. Ia să vedem. Am făcut bine? Și la geam. A, uite, la geamuri n-am făcut. Se supără Barbie după dacă vede. E mai uman. E mai uman? Da. Viști tu în vizită, Felix?
Poate, dacă nu stau de pe afară de pe geam. Frate, am impresia că deja s-a întunecat aici afară, la Barboza. Dar nu știu dacă mai putea să-i sus, facem în dreapta. Și... În dreapta? Nu mai. Nu. Nu, cred că am făcut tot. Ok. Ia cum, să vedem. Cum se pare? Cred că îmi place, e foarte sofisticat. E destul de drăguț aici la Barboza în casă, trebuie să recunoaștem, nu? Ce faine sunt scaunele astea! Dar ce să mai punem, Felix? Lipsește ceva, ea e minimalistă, ferigă. Ce să mai lipsește? O ferigă! E minimalistă, lasă-mă cu feriga asta, că numai poianul de ferigă am văzut. Cred că cu asta va fi bine. Asta o mâncă dacă e pe acolo, nu știu ce-i. A, e bun atunci, asta o să ne prefacem că sunt condimentele. Știți, acolo e cimbru. Ce cute arată! Cât de fain! Cred că de hot asta dă puțin cu capul de ea. Va trebui să o punem puțin mai sus. Așa, nu? N-arată super bengos, pălăos. Eu zic că arată șmen. Ce zici, Felix? Eu zic că e gata, că e prea roz. Deci îmi place la nebunie! Dacă voi mai aveți sfaturi, puteți să le dați. Să apăsați butonul de Coco Like! Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!